Deci eu mi-asum problema aceea care l-am făcut și l-am prezentat în campania domnului primar Șuș Zoltan. În mare parte cunosc programul pentru că și eu eram între autorii programului, de aceea ceea ce am scris acolo este prioritar pentru mine. Fiind persoana care vine și a avut activitate comunitară sau în domeniul culturii, programele culturale sau ceea ce înseamnă politica culturală a primăriei este importantă pentru mine. Nu știu dacă între atribuțiile mele o să apară, dar eu aș simți onorat dacă aș putea să mă ocup de astfel de lucruri. Și am mai zis și altor persoane că, dat fiind faptul că, să zic așa, am cunoștințele necesare ca să am o idee cum se face digitalizare. Este o prioritate pentru mine ca să facem digitalizarea primăriei sau mai bine zis serviciilor primăriei în beneficiul locuitorului din oraș, ca să fim mult mai eficienți decât am fost sau cum a fost primăria în ultimii 20 de ani.